Cu toate că noi am muncit 100%. De ce să primești salariu de 30% când muncești 100%? E corect? Spune și dumneavoastră. Ne-a spus că noi încălcăm legea, nu? Nu. Deci dumneavoastră a spus că încălcăm legea. Într-o țară în care legea se calcă în mod frecvent, nu înțeleg de ce noi am fi altfel. Noi încălcăm legea. Adică ne cerem dreptul nostru, munca noastră, banii noștri, ca pe care îi merităm și încălcăm o lege. Ce dacă se poate? Ceva concret. Continui. Colegii care nu cunosc încă demersurile făcute până la ora actuală. La sfârșitul lunii februarie ne-am întâlnit de două ori, am cerut comisie de dialog social la nivelul prefecturii și am adus la cunoștință această lipsă din buget pentru fondul de salarii din învățământ. S-au întocmit adrese comune din partea Inspectoratului Școlar către Ministerul Educației, din partea Direcției de Finanțe Publice către Ministerul de Finanțe, iar prefectura a trimis adrese la cele două ministere solicitând transferul de bani din trimestru 4 în trimestru 1. Nu s-a obținut această aprobare până la ora actuală. La această oră, domnul inspector general ne-a comunicat, domnul prefect, că este în comisie de în videoconferință cu Ministerul Educației. Acum jumătate de oră am vorbit la nivel de federație și s-a comunicat că au fost la Ministerul Educației și au spus prin directorul Păunică că sunt depășiți de această situație și că problema este numai la nivel de... Problema ar fi la nivel de Minister de Finanțe. În afară de acești pași făcuți până acum, domnul prefect a promis că imediat va face o adresă către Ministerul Administrației și Internelor, pentru că fiind problema de meeting și acest minister să intervină la Ministerul de Finanțe și să solicite să accepte deblocarea sumelor de bani din trimestru 4 în trimestru 1. Deci astea nu sunt decât niște probleme care nu ne rezolvă durerile noastre și suferințele noastre. Nu intervine nimeni la bancă, nu intervine nimeni să ne dea mâncare la copii. Că și noi avem copii, chiar dacă ne ocupăm de educarea și formarea altor copii. De ce nu spuneți lucrurile pe nume? Este pedeapsa că noi am avut nerușinarea să avem hotărârile judecătorești. Asta este. Cu curajul, nu curajul. Dreptatea noastră este pedepsită. Chiar dacă nu se făcea plata pe hotărâri judecătorești, la nivelul județului Suceava, bugetul alocat, fondul de salarii,
nu ajungea oricum. Deci tot era insuficient. Soluția lor nu am de unde să o știu eu acum, dar trebuie să o găsească. Noi luni ne întâlnim în ședință cu liderii de sindicat și decidem dacă...